Astăzi o să facem un Q&A, o să răspund la câteva dintre întrebările voastre. Acum o să citesc din comentariile de pe Ask Orice, pentru că sunt cele mai diversificate, cele mai multe, multe se repetă și am răspuns la jumătate dintre ele. Sincer, mi se blochează laptopul și zici că ia foc. Dau scroll, 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 mai apare câte unul răspund. Scroll, 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 de se face, ăla are un milimetru scroll barul. Dau scroll, 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 până la un moment dat nu se mai întâmplă nimic. Mi se blochează laptopul, deci nu știu cum să răspund la toate. Am răspuns la cam... Dacă dai scroll 5 minute în jos, sunt răspunse toate întrebările de acolo, însă chiar nu am reușit cum să răspund la toate și nu știu dacă o să mai repet ideea în sine. Mă așteptam să fie undeva la 1000 de comentarii și mai multe like-uri. S-a întâmplat exact invers, au fost mai puține like-uri, dar mult mai multe comentarii. Comentarii care multe au fost sincer foarte stupide. Porți chiloți, ce ciorapi ai, teraz la sub braț, mănânci la Mac... Unde au fost chiar personale, am observat că mulți dintre voi de-abia așteptați să fac niște clipuri mai personale. Și la toate canalele mari la care m-am uitat, nu contează din ce domeniu, la un moment dat audiența își dorește să cunoască mai bine autorul, artistul, vloggerul, cum vrei să-i spui, și pun mai multe întrebări, nu știu dacă intime, mai personale așa. Și probabil că o să fac un clip mai personal despre mine, dar pe la sfârșitul anului. La sfârșitul anului vreau să fac mai multe clipuri cu behind the scenes, cum am făcut și anul trecut, behind the scenes, bloopers, momente în care mă enervez în jur, bine, alea nu apar la cameră, dar o dată pe an merită să pun niște scene amuzante de genul ăsta. O să fac și un clip cu cele mai stupide, amuzante comentarii sau cele mai stupide lucruri pe care le-am văzut la oameni în general, am văzut că asta mai fac și alte firme și nu fac, nu știu, să nu arată nume de rău, ne mai amuzăm și noi și mai învățăm din greșeli, și voi și eu. Bun, deci la acest episod Ask Orice, vreau să citesc din întrebări să răspund la el. Să știi că ai ajuns material didactic pentru mecanică. Chiar ești bun. Să fiu sincer, știu câte puțin din toate la nivel teoretic. La nivel practic am multe lipsuri. De asta vreau să mă apuc de mecanică în propriul garaj, care va fi gata prin octombrie. A fost greu cu autorizațiile, cu spațiul, cu toate cele. În octombrie îmi separ acolo o bucățică de spațiu de vreo 100 de metri pătrați, îmi instalez un elevator nou, îmi iau un banc de scule, un dulap cu scule, compresor, menghină, polizor, polidisc, mașină de tăiat, de sudat, de lipit, șurbelnițe, tubulare, pistol de impact, tot ce înseamnă pentru un service, o presă pentru rulmenți, mașină de sablat, aspirator profesional pentru detailing, tot ce se poate cumpăra, sunt dispus să investesc și 10.000 de euro în scule, dar nu totodată, treptat. 1.000 luna asta, 2.000 luna viitoare, 1.000 luna asta, tot așa, o să luăm treptat scule și tot ce va fi acolo va fi în scop pentru filmat, absolut nimic comercial, cel puțin deocamdată. Așa că la capitolul mecanică mai am multe de învățat și mulți care mă urmăriți dintre voi știți mai multe lucruri practice decât mine. Este că sunt oameni care fac un lucru foarte bine de foarte mult timp și e logică dacă aduc în discuție acel subiect, eu îl aduc așa, abia îl ating un pic subiectul, un expert mă bagă în buzunar și nu mă cred și niciodată nu m-am crezut un expert. Doar că îmi place să-mi expun o parte din informațiile pe care le cunosc public și mai învață și alții de la mine și mai învăț și eu de la ei înapoi. Deci e un trade-in, să zic așa. Salut, ce zici de un videoclip cu informații pentru reparat pete bule de rugine de pe caroserie? Da, e o idee bună, dar sincer, habar n-am cum se face așa ceva. Va trebui să învăț de la niște tinichigeti vopsitori sau să mă informez din alte surse, să învăț, să experimentez și apoi să fac un clip. Deci habar n-am cum se face așa ceva. Un videoclip despre dube și camperizări, van conversion, plus omologări, mulțumesc pentru efortul depus. Da, și tatăl meu e nebunit după
autorulote, să mergem în vacanțe. Nu știu ce implică procesul de omologare, că n-am făcut așa ceva și nu am de unde să știu. Cu siguranță sunt diverse restricții impuse în funcție de greutate, putere, caroserie, ce să ai, ce să nu ai, cum să fie organizate, sunt niște taxe și așa mai departe. Îmi imaginez că sunt proceduri de genul ăsta, dar la fel trebuie să mă informez. Mulțumesc tuturor celor care ați comentat doar să mă salutați și doar să mulțumiți. Sunt deosebit de recunoscător. Vă salut pe toți și vă transmit mii de mulțumiri. Vreau să te întreb dacă Mazda MX-5 NA-MB este o alegere bună ca prima mașină. Dacă ești tânăr, n-ai familie, n-ai iubită, să cari 2-3 lucruri în spate, ai un minim de portbagaj, fie că ești student, la fel, ai un minim de portbagaj, poți să mai pui lucruri în partea dreaptă, poți să te distrezi vara, aș zice că da, e o alegere ok, doar că să mergi toată ziua, bună ziua, cu astfel de mașină, a trebuit să te gândești și la siguranța ta și la faptul că e o mașină doar de asfalt. Iarna s-ar putea să te rogi de cineva să te tracteze, rămâi în zăpadă, e joasă, o să atingi și e o mașină faină, dar nu e deloc practică. Ca prima mașină, daily s-o folosești în toate sezoanele, în toate anotimpurile. Să iei asta în considerare. Îmi place enorm de mult MX-5-ul, îmi place enorm de mult Porsche Boxster, îmi plac mult roadsterele, inclusiv Z4 și alte mașini de genul similare, roadster. Dar asta e o mașină pe care personal mi-aș lua-o când am deja una de familie și una de tăvăleală, mi-aș lua-o pe asta pe a treia, să o folosesc 4, maxim 5 luni pe an. Sau hai să zicem 6 luni pe an când nu e niciun pic de zăpadă și neapărat să ai un spațiu unde să o ții în garaj. Acum alegerea ți aparține, dar este ok ca spațiu pentru o persoană ca începător și îți va oferi multe senzații tari, dar pentru cele 4 anotipuri din România nu o văd practică. Are uz limitat. Asta este părerea mea. Ce părere ai de M6-le lui Andy Popescu? Motorul acela are un sunet care mie personal nu-mi place. E un lucru sensibil și subiectiv. Îmi place mult mai mult cum sună V8-ul de pe M3 N92 față de V10-le de 5 litri care e pus pe M5, E60 și pe M6-le lui Andy. Sunt sigur că e brutal, are o cutie SMG, urlă, fuge, se turează, dar are o întreținere extraordinar de scumpă și asta e părerea mea. E o mașină interesantă, nu e pentru oricine, mie personal nu-mi place zgomotul ăla de V10. Sunt motoare V10 care îmi plac, pe care le-am condus, îmi place V10-le 5.2 de pe S8-ul pe care tot Andy am văzut că îl avea sau îl are. Am condus acel S8, chiar două unități diferite, una într-o stare mai bună, alta într-o stare mai proastă. Dar S8-ul 5.2 nu este niciun caz impresionant, cel puțin pentru câte mașini am condus. E o mașină în care ia suta în 5,34 secunde. Adică se bate cot la cot cu un Ford Focus RS de 350 de cai, având în vedere că asta are motor de două ori, peste două ori mai mare, e aspirat, e mai confortabilă, e 4x4, e mai grea, dar ce pe la 5 secunde și ceva nu este, e rapid, e interesant, pentru cineva care vine de la un motor obișnuit de 1.6-2.0 e wow, dar pentru cineva care a condus multe mașini puternice, mai ales gama foarte sport, nu știu, Corvette, Aventador, am văzut că și-a cumpărat acum, felicitări pentru achiziție și tot așa, pentru astfel de persoană un 5.2 care ia suta în 5 secunde și ceva nu este absolut deloc impresionant. Impresionant este un Aventador că ia suta în sub 3 secunde și mie mi-ar fi frică să conduc așa ceva doar pentru simplu fapt că mi se face rău. Da, deci cam asta e părerea mea, detaliată un pic. Ce părere ai despre Renault Sport? Renault Sport este, din punctul meu de vedere, cu totul altă mașină față de Renault Classic. Motoare mult mai bine gândite, mult mai agresive, altă echipă, altă divizie, să zic așa, alți ingineri. Practic e cam altă marcă, deși e făcută de Renault, parcă e făcută altfel. Am condus Renault Clio RS 2.0 de 203 cai putere și foarte ok mașina. E o mașină ieftină,
care consumă foarte mult pentru acea cilindre, e aspirată și are 203 cai putere pentru că se turează mai mult decât obișnuit, undeva la 7500 de rotații pe minut și este destul de accesibilă, undeva la 7-8000, high 9 maxim, îți iei una în stare foarte bună din 2011. Sunt și variante mai vechi, cu 197 de cai putere și sunt manuale, sunt mici, sunt sport, bat multe mașini, 107-8 secunde, dacă nu mă înșel, adică cifre pentru un Golf GTI, cifre pentru o mașină sportish, la un buget accesibil. Deci îmi plac în mare parte. Am condus Megane GT-ul de 1.7-205 cai putere, cutia e faină, consola e faină, prețul pentru o mașină nouă sport nu era atât de mare. La mâna a doua se găsesc în stare foarte bună, dar nu ca cea pe care am găsit-o pe Car Vertical cu 20.000 de euro daună. Dacă n-ați văzut clipul, am făcut un clip în care am găsit-o la bucăți. O să fac un clip și despre sistemul de rulare, adică bilete suspensii. Da, o să fac un clip foarte detaliat despre fiecare componentă legată de suspensie și de articulații în momentul în care am garajul gata, pentru că o să ridic mașina, o să-mi pun o cameră pe cap și ne putem uita în detaliu la fiecare componentă și o să vin cu mai multe detalii acolo. Deci da, o idee bună. Cum omologhez la rar alte faruri decât cele originale, gen Angel Eyes, Daylight Stop-uri LED, care practic sunt omologate E-Mark? Păi dacă au E-Mark pe ele, nu-ți trebuie altă omologare de la rar. Cel puțin de cât am discutat eu cu inspectorii RAR, atât timp cât are omologare europeană și sunt reglate corect, nu-ți trebuie altă omologare. Problema este când îți pui alte faruri, xenoane aftermarket de 50 de euro, care nu au niciun fel de omologare, care bat aiurea, sunt foarte orbitoare și nu au acel E-Mark pe ele, atunci riști să rămâi direct fără talon. Atât timp cât vin cu omologare înscripționată pe ele și este o firmă mai cunoscută la nivel european, atunci e în regulă, nu mai trebuie altă omologare. Salut, Răzvan, care este locația unde lucrezi tu? Pot veni la o revizie? Această întrebare o primesc zilnic, inclusiv pe magazinul nostru. Zilnic ne sună cât un client: bună ziua, vreau și eu la voi în service o programare. Eu nu dețin decât un magazin online, acolo sunt doi băieți care vă vor face o consultanță. Știu produsele, știu gama Ravenol, știu gama Resurs, știu să caute piese, le lăsați pe WhatsApp un număr de telefon și ei vă asistă, vă fac o ofertă completă. În funcție de valoarea comenzii aplicăm și discounturi de până la 10% în cazuri foarte rare, dacă sunt produse promoționale până la 15%, dar destul de rar. La o comandă mare lăsăm și 10% și m-am gândit să fac și un service strict pentru această necesitate, că mulți ne caută strict pentru a face revizia și mici lucruri de întreținere auto, dar e greu să găsești un mecanic bun, e greu să stai de oameni, manopera ca să fie profitabil pentru mine destul de mare. Eu dacă îmi fac un service, manopera din start 200 de lei pe oră, deci nici nu stau să mă gândesc. Știu că unora vi se pare că e mult, dar având în vedere că vine o inflație, prețurile evoluează, prețurile cresc, ca să-ți permiți să plătești un mecanic foarte bun, ca să-ți permiți să achizi toate cheltuielile și ca să-mi rămân și eu cu ceva pentru acest efort, trebuie să pun o manoperă foarte mare, trebuie să am o locație ușor accesibilă și sunt mai multe variabile. Nu zic că e imposibil, dar efortul pentru a face asta pentru mine nu știu dacă se justifică, pentru că pot să fac altceva care să-mi aducă același profit. Ca să merite trebuie să pun un preț mare. Nu știu dacă merită pentru clienți, nu știu dacă merită pentru... Nu știu, dacă mi-e toată ideea în sine. O să mă gândesc și dacă e să fac așa ceva, o să fac undeva probabil prin 2022. La anul am planuri mari de extindere. M-am extins și anul ăsta destul de mult și au fost multe, multe alte lucruri pe care trebuie să le rezolv anul ăsta. La anul o să mă extind și mai mult, dar nu o să fac service. Service, un mini-service așa, probabil undeva prin 2022. Maxim 2023. O să fie nevoie, dar o să las cam pe ultimul loc. Nu reprezintă pentru mine o prioritate. Cam asta e ideea. Iar eu nu mai lucrez în serviciu de 2 ani aproape. Deși îmi lipsește faptul să mai stau pe lângă mașini, mecanici, oameni, clienți, o să fac ceva de genul, dar pe cont propriu cu garajul. Salut, un program site pentru programarea mașinilor la serviciu, timp, manopere, informații, serviciu. Deocamdată nu există. Eu am deschis o colaborare fără costuri cu Movcar. E un parteneriat din care nimeni nu plătește, dar ambele părți au de câștigat, cel puțin deocamdată.
Și din câte am discutat cu ei, vor să facă ceva de genul cu programări la serviciuri partenere pe care să le autorizăm în ghilimele să le aprobăm noi. Nu știu când o să facem, când o să se întâmple asta, dar vă recomand aplicația să o descărcați, e free, este absolut gratuită, vă puteți planifica foarte multe operațiuni la mașinile voastre și în curând, din câte am discutat cu ei, o să facă exact ceva ce a cerut acest Mr. Anonim. Da, am încercat să dau algoritmul peste cap, dar din păcate m-au dat pe mine comentariile peste cap, așa că fail! Un top cu BMW M, nu știu ce să zic, M5 îmi place mult, cel 508 de pe E39, M3 E46, M3 E92 și îmi place și M4, deci să zic că nu-mi place și cam astea îmi plac. M, restul, M5 ăsta nu e prea mult, e prea scump, e prea mare, e prea mult. Cel mai mult mi-a plăcut M3-ul E92, e M-ul meu preferat. E cel mai puternic seria 3, practic, stock. Adică cel puțin e cel mai mare motor pus pe seria 3. Nu e cel mai puternic, e mai puternic M3-ul ăsta cu 3.0 biturbo. Vei lansa și o aplicație a magazinului pentru Android iOS. Pentru magazin probabil că nu, cel puțin deocamdată. Voi nu realizați că o aplicație basic pentru așa ceva costă vreo 50.000 de euro. Și sunt bani pe care nu-i fac așa. Durează să strângi 50.000 de euro. 50.000 de euro sunt bani pe care mulți nu-i strâng într-o viață. E ușor să zici, fă bă o aplicație, că e mai ușor. Păi aș face, dar sunt costuri foarte mari și de fiecare dată când vin cu o reclamă sau încerc să vând ceva, ca să încerc să fac profit, ca să reinvestesc în tot ce se vede, că de obicei eu reinvestesc în absolut tot, eu pentru mine nu prea cheltui bani, adică eu 80-90% din veniturile pe care le obțin, eu le reinvestesc în marfă, în oameni, în aparatură, în camere, în lumini, în studio, acum e garajul, deci chiar am reinvestit cam tot ce am produs. Chiar mă consider un om modest, puteam să-mi iau Porsche în leasing. No, și nu mi-am luat. Și e o tâmpenie să investești într-o mașină ca să pargi mecher, când pot să investesc să fac lucruri mult mai elegante, productive, care să vă ajute și pe voi, mă ajută și pe mine, îmi ușurez munca, îmi iau scule, oameni și toată lumea are de câștigat. Să-mi iau o mașină șmecheră, nu am nevoie, prefer să stau cu tigăile mele, să mai bat un pijoc de Matiz, să mai pun la punct Sonata, să mai pun la punct Subaru și momentan nu am nevoie de mașină. Cel puțin de o mașină foarte scumpă, foarte puternică, pentru un pasionat îmi plac, vă dați seama că îmi plac, dar nu e momentul acum. Așa că, da, am plecat de la una la alta. Aplicația e scumpă și momentan pot să fac altceva cu banii ăia decât să fac o aplicație. Ce părere am despre atelierul de detailing? Una bună. Dacă sunt la filologie, am vreo șansă să intru la facultatea de mecanică, tu ce parte a facultății de mecanică ai terminat? Eu am terminat autovehicule rutiere în limba engleză, Automotive Engineering, este inginerie mecanică și a fost o facultate destul de grea. Eu am avut o bază foarte bună din liceu, eu am făcut meditație cu doi profesori de matematică în clasa 11-a și a 12-a. Scriam în medie un caiet minim pe săptămână, doar meditație, plus la școală matematică, deci eu la matematică am rupt, am muncit foarte mult. Mai fac greșeli pe telefon, mai grăbesc. Eu sunt în general cam repezit și greșesc așa din prostie. Dar eu la BAC, la M1, am avut 9.50, matematică, la fizică 9.80, la facultate am terminat cu 9 și toate examenele care au ținut de matematică am terminat cu peste 9. Când mă concentrez și atenția mea este către problemele respective, fac scoruri mari. Dar când mă grăbesc, greșesc chestii stupide, inclusiv la calcule pe telefon. Dacă ai șanse de la filologie la inginerie mecanică, da, ai șanse destul de mari, dar trebuie să muncești tu foarte mult în particular ca să îi prinzi în urmă pe cei care au studiat asta foarte mult în liceu. Eu fiind un profil de real în liceu, am scris zeci de caiete de matematică și de calcule și la facultate mi-a fost ușor. Dar aveam colegi care au venit din alte părți,
nu studiaseră în liceu atât de multă matematică și au avut probleme, au avut note slabe, ba unii chiar s-au lăsat. Deci nu e imposibil, dar îți va fi mult mai greu. Cam asta este morala. Ce părere ai despre Koenigsegg? Rachete pe roți pe care și le permit maxim 1000 de români care ei oricum nu sunt pasionați de mașini. De ce se estompează sunetul motorului de la Ravenol? Păi, pentru că e un ulei bun, în mare parte. Când mai pun clipuri cu Matizu? Nu am mers cu Matizu pentru că a fost foarte cald, am filmat zilele trecute un clip foarte amuzant, sper să vă placă. N-am mai mers cu el pentru că a fost extrem de cald. Dacă sunt afară 34 de grade, vă dați seama, în mașină care e tablă goală, n-are ce, n-are nimic, că sunt 50. Eram cu sauna pe roți, pe stradă. Și foarte multe idei de clipuri, sincer, o să mi le iau din acest clip, pentru că au fost cele mai variate întrebări. Mai facem și altă dată un Q&A. Aștept mai jos și alte întrebări. Vă mulțumesc și ne vedem în următoarele episoade.